Pace Sfânt, dragi frați, dragi surori, ne bucurăm să fim în seara aceasta de 27.07.2024. O bucurie din nou să putem să avem această sâmbătă la dispoziție și să putem să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce ne spune astăzi Dumnezeu. Aici am împreună cu mine pe invitatul serii, pe fratele păstor Dan Lucaci de la Biserica Învierea din Oradea și mă bucur să fim împreună. Pace, frate păstor! Pace, Adrian, mă bucur să te reîntâlnești și mă bucur de toți cei care suntem în această seară împreună și suntem gata să învățăm Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum vedeți, tema acestei serii este cum știi când te apropii de o criză spirituală. Este un subiect foarte bun și cred că în seara aceasta este un semnal de alarmă totodată pentru fiecare dintre noi ca prin tema din această seară să ne recunoaștem, să ne uităm în viețile noastre, să vedem cum suntem la ora actuală, ce simțim, cum mai simțim, ce facem. Dar înainte să intrăm în tema serii, vreau să înalț o rugăciune înaintea lui Dumnezeu ca Domnul să lucreze în această seară potrivit voii sale și El să pună cuvântul acesta în inima tuturor celor care ne ascultați. Nu uitați să dați și o distribuire tuturor prietenilor, fraților, celor care sunt la voi în listele voastre ca să ajungă această emisiune cât mai departe, ar fi cât mai bine. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care ești în ceruri, în seara aceasta ne bucurăm să putem să reprezentăm cuvântul Tău și știu că în această seară Tu vei lucra, Tu ne vei vorbi, Doamne Dumnezeule, potrivit voii Tale. Mă rog în seara aceasta să lucrezi și mă rog, Doamne, ca prin fratele păstor să aduci cuvânt din partea Ta. Mă rog ca în seara aceasta să pui Tu mâinile Tale peste întreaga Europa, Doamne. Peste toți românii care sunt în întreaga Europa și peste Franța, acolo în locul acela, Doamne, unde este dominat de puterea Întunericului, te rog ca Tu, prin românii noștri, Doamne, să vorbești, să faci Tu claritate, Dumnezeule. Eu știu că Tu ești Hristosul care a înviat din morți și nimeni, Doamne, și nimic nu poate, Doamne Dumnezeule, să facă ceva împotriva Ta. Tu ești Dumnezeu, ești dincolo de ceea ce vorbește realitatea, Doamne. Ești Cel pe care, Doamne, o lume întreagă îl va cunoaște într-o zi. În seara aceasta, Tată din ceruri, mă rog ca Tu să lucrezi potrivit cuvântului Tău, Doamne, să ne luminezi inimile, sufletele, viața și să faci din acest cuvânt în seara aceasta să aducă rod. Îți mulțumim, Tată din ceruri, în seara aceasta, pentru tot ceea ce faci Tu. Îți mulțumesc pentru timpul acesta și îți mulțumim pentru oportunitatea aceasta de a putea să slujim împreună. Amin. Amin. Așa cum ați intrat mai târziu, vă spun pace încă o dată tuturor fraților, surorilor, prietenilor, tuturor celor care ne urmăriți. Vreau ca seara aceasta să fie o seară, dacă s-ar putea Dumnezeu să o facă, o seară de aducere aminte. Amin. Pentru noi toți. Să înțelegem cum știm că ne apropiem de o criză spirituală în viețile noastre. Oriunde ai fi, în orice loc te-ai afla, Dumnezeu să ne vorbească în seara aceasta. Aici l-am împreună pe fratele păstor, pe fratele Dan Lucaci de la Biserica Învierea din Oradea și Dumnezeu să pună cuvânt în timpul care urmează. Amin. Frate păstor, amin. Aveți cuvântul. În seara aceasta, Adrian, frați și surori, dragi prieteni, cei care sunteți împreună cu noi,
Dumnezeu ne-a pus pe inimă să dezbatem un subiect foarte actual, foarte important, și anume cum știi că te apropii de o criză spirituală. Toți cei care călătorim cu avionul știm că sunt momente în care o stoardeză vine și ne spune: puneți-vă centurile, pregătiți-vă, pentru că trecem printr-o zonă cu turbulențe. E foarte important, înainte de astfel de turbulențe, să fii pregătit. Pentru că dacă ești nepregătit, turbulențele respective s-ar putea să se lase cu urmări dramatice, tragice uneori. În această seară, Dumnezeu ne-a pus pe inimă să abordăm acest subiect extrem de important, și anume, cum ne dăm noi seama? Care sunt semnele premergătoare ajungerii unui om într-o criză spirituală? Auzim peste noapte că cineva a slăbit spiritual, s-a lăsat de pocăință, s-a apucat de fumat, s-a apucat de imoralitate, cineva are probleme cu drogurile, cineva nu mai vine la biserică, cineva nu mai crede în Dumnezeu și se pune următoarea întrebare: domnule, cum așa peste noapte s-au întâmplat toate aceste drame? Omul a căzut dintr-o dată în afara milei lui Dumnezeu, în afara harului, s-a pierdut spiritual. Vreau să vă spun că potrivit textului din Evanghelia după Luca, capitolul 15, care face vorbire despre cel tată care avea doi copii, unul și-a luat totul, a plecat într-o țară îndepărtată, a spart toți banii, a risipit toți banii pe o viață indecentă, pe o viață păcătoasă, și apoi se întoarce acasă și schimbă viața, în timp ce celălalt frate, fratele mai mare, rămâne acasă, este, ai putea să spui, un băiat la locul lui, dar băiatul acesta nu este pierdut în depărtare, nu este pierdut în lume, ci este pierdut în casă. Cum foarte mulți astăzi credincioși, penticostali, baptiști, ortodoxi, catolici sau de o altă confesiune, sunt pierduți chiar și în casa lui Dumnezeu sau sunt pe punctul de a se pierde spiritual. Așadar, cum știi când te apropii de o criză spirituală? Patru lucruri semnalează faptul că ne apropiem de o criză spirituală. Primul lucru este acela că devenim oameni de treabă, suntem oameni de treabă, dar ne pierdem spiritualitatea. În momentul în care te apropii de o criză spirituală, ești un om de treabă, dar nu mai ești spiritual. Repet, ești un om de treabă, ești un om la locul tău, ești un om amabil, ești un om bun, ești un om corect, un om onest, dar nu mai ești spiritual. Uitați-vă împreună cu mine în Evanghelia după Luca, capitolul 15, la acest băiat care a rămas acasă. Era un băiat la locul lui, nu i-a făcut rușine tatălui său, era un băiat muncitor, era un băiat cu minte, un băiat care era muncitor, era onest, era un om care avea un comportament deosebit. Însă, omul acesta nu are nicio treabă cu spiritualitatea. Pentru că atunci când se întoarce acasă băiatul cel pierdut în lume, tatăl lui zice: băiatul acesta a fost mort și a înviat. Băiatul acesta a fost pierdut și a fost găsit. Dintr-o dată, tatăl comută întoarcerea fiului păcătos din lume într-o zonă spirituală. Adică omul acesta a fost atins de Dumnezeu, că singurul care poate învia un om din morți, din păcate, este Dumnezeu. Singurul care îl poate găsi pe un om în păcatele lui, să-l aducă în prezent, să-i schimbe viața, este Dumnezeu. Dar băiatul acesta nu are nicio treabă cu spiritualitatea, fiul mai mare rămas acasă. Da, este de treabă, dar nu este spiritual. În momentul în care devii un om de treabă, un om la locul tău, un om responsabil, uitați-vă la băiatul acesta, a fost foarte responsabil. Cei de-a dat taică s-o de făcut făcea. Poate și tu ești un om responsabil. De exemplu, ești foarte responsabil în ceea ce ți se încredințează în biserică. Dacă ți se cere ceva, faci, fie că e vorba de cântare, fie că e vorba de un îndemn, fie că e vorba de dărnicia ta, fie că e vorba de întâmpinare, fie că e vorba de anumite chestiuni administrative la biserică. Că ești responsabil când vine vorba de a ajuta pe cineva cu un sfat financiar. Ești un om responsabil în lucru care ți-a fost încredința, poate la serviciul tău, poate în business-ul tău, poate în relațiile tale. Da, ești un om de treabă, adică ești responsabil. Apoi, omul acesta era moral. Uitați, vedeți, el zice: fratele meu a spart banii cu femeile desfrânate, dar el, prin faptul că rămâne acasă lângă tatăl său, sublinează moralitatea lui. Da? Eu nu sunt ca fratele meu care a trăit o viață deșanțată, imorală. Eu sunt un om moral. Omul acesta se apropie de criză spirituală pentru că e de treabă. E de treabă în sensul că e responsabil, este moral, dar nu este spiritual. Când un om își pierde aspectul spiritual, omul acela se apropie de prăpastia spirituală. Omul acela se apropie de alunecarea spirituală. Omul acela începe să intre într-o criză spirituală. Vreau în această seară, când stăm împreună și discutăm și analizăm subiectul acesta, fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine, să vedem dacă nu cumva am ajuns într-o situație în care suntem oameni de treabă, responsabil, moral, oameni la locul nostru, dar ne-am pierdut spiritualitatea. Ce înseamnă să fii spiritual?
Cartea Iov îl prezintă pe Iov, un om după inima lui Dumnezeu. Iov, spune Biblia, era foarte prosper din punct de vedere material. Dar în pofida faptului că era foarte prosper material, Iov era și un om spiritual. Atât de spiritual era, încât atunci când băieții lui și fetele lui aveau câte o petrecere și se înțelegeau foarte bine copiii lui între ei, aveau relații foarte frumoase, rând pe rând dădeau câte o petrecere, se invitau unii pe ceilalți, le inviteau și pe fetele lui Iov, pe surorile lor și toți petreceau. După ce treceau zile acelea de sărbătoare, zile acelea de petrecere, spune Biblia, Iov îi chema pe băieții lui, le chema pe fetele lui, chema copiii lui și pentru fiecare dintre ei aducea câte o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că zicea Iov, s-ar fi putut ca fiii mei să fi păcătuiți, să-L fi supărat pe Dumnezeu în inima lor. Vreau să remarcați, nu zice l-au supărat pe Dumnezeu prin comportamentul lor. Au bătut pe cineva, au înjurat pe cineva, au furat pe cineva, au nedreptățit pe cineva, au făcut rău cuiva, nu. Zice, s-ar fi putut ca ei să-L fi supărat pe Dumnezeu în inima lor și pentru fiecare aducea câte o jertfă. Ce arată spiritualitatea lui Iov? Sau cum se vede, sau cum înțelegem noi că Iov este un om spiritual? Omul acesta este preocupat de relația lui cu Dumnezeu și este preocupat de relația copiilor lui cu Dumnezeu. Tocmai de aceea aduce pentru fiecare dintre ei câte o jertfă ca să aibă o inimă bună, ca să aibă o inimă curată înaintea Dumnezeu. De asemenea, Iov are anumite practici spirituale. Uitați-vă, vă rog, remarcați, Iov are anumite practici spirituale. El aduce pentru fiecare copil câte o jertfă și se roagă pentru fiecare dintre copiii lui. Pentru că spiritualitatea nu este ceva așa pierdut în spațiu. Spiritualitatea este o chestiune concretă și ea se măsoară printr-o relație bună cu Dumnezeu. Dar omul spiritual este preocupat de relația cu Dumnezeu. Pentru el, relația cu Dumnezeu este cea mai importantă. Da, e important să fii responsabil, e important să fii moral, dar nu e suficient. Trebuie să fii spiritual și omul spiritual este spiritual doar în măsura în care este preocupat de relația lui cu Dumnezeu. De asemenea, această relație cu Dumnezeu se materializează prin anumite practici spirituale. Nu e suficient doar să cred în Dumnezeu, să zic, da, eu sunt un om spiritual. Spiritualitatea este măsurabilă. Omul spiritual se roagă, omul spiritual postește, omul spiritual citește Biblia sau ascultă texte lecturate din Biblie, omul spiritual vine la biserică, omul spiritual cântă, acasă cântări, cântă pe drum, cântă în mașină, omul spiritual cântă la adunare, omul spiritual îl caută pe Dumnezeu. Un om spiritual este preocupat de relația lui cu Dumnezeu și are anumite practici spirituale. Primul semn că te apropii de o criză spirituală este atunci când devii un om de treabă, dar nu mai e spiritual. Fiul mai mare, rămas acasă, e de treabă, pentru că e responsabil, pentru că este moral, dar din păcate nu este spiritual, pentru că nu este preocupat de relația lui cu Dumnezeu și nu are practici spirituale. Un alt lucru foarte important, care sublinează faptul că un om se apropie de prăpastia spirituală, că se duce înspre o stare de criză spirituală, este acela că slujește, dar nu mai iubește. Slujește, dar nu mai iubește. Vă rog să rețineți, băiatul acesta mare era la câmp. El lucra împreună cu alți angajați, cu alți robi ai tatălui său. El este un om de acțiune. De asemenea, omul acesta muncește, dar ceea ce face, nu face de dragul tatălui, ci face dintr-un simț de datorie. Tată, eu fac lucrul acesta pentru că tu îmi ceri. Eu fac lucrul acesta pentru că sunt obligat să-l fac. Slujirea lipsită de iubire este un alt sentiment, un alt semn că te apropii de prăpastie spirituală, de o criză spirituală. Da, s-ar putea să slujești Domnului într-un fel sau altul, s-ar putea să faci diferite acțiuni, fie prin slujirea faptică, fie prin vorbire, poate faci câte ceva pe la adunare, poate știe, uite, chiar faptul că distribui materialul acesta pe social media e o formă de slujire înainte Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să facem și această lucrare. Să împânzim internetul de materiale creștine, de mesaje creștine, de lucruri care să aducă mântuire și zidire duhovnicească. Este o formă importantă de slujire lucrul acesta. Acțiune, e acțiune, amin. Dar acțiunea aceasta nu este de drag, ci acțiunea aceasta este dintr-un sentiment de datorie. Trebuie să fac, îmi cer frații, trebuie să fac pentru că, nu știu, mi se cere la adunare, mi se cere la biserică. Slujirea lipsită de iubire este un alt semn că te duci înspre criză spirituală. Uitați-vă să vedeți David în 1 Cronici, capitolul 29. Scriptura ne spune că era pe punctul de a pleca în veșnicie, să plece la Domnul. Și David spune în felul următor, mi-am pus toată puterea mea. Vă rog, citiți cu atenție ce spune David, mi-am pus toată puterea mea
în slujba lui Dumnezeu, în slujba casei lui Dumnezeu. Și apoi zice, am strâns aur ca să se facă din aur lucrurile de care e nevoie la templu. Am strâns argint, am strâns lemn, am strâns marmură, am strâns diferite lucruri, pietre prețioase, le-am strâns pe toate și le dau pe toate cu drag și de drag lui Dumnezeu. Și apoi spune el, în dragostea mea față de Domnul, în dragostea mea față de casa Dumnezeului meu, dau tot aurul pe care l-am în casa mea, dau tot argintul pe care l-am în casa mea. Te rog, remarcă, nu zice că dau așa ca să mă aflu în treabă sau, nu știu, Dumnezeu mă constrânge să dau, nu. El zice, de dragul Domnului, de dragul casei Dumnezeului meu, dau totul cu bucurie. Dacă fiul cel mare rămas acasă se apropie de o criză spirituală, lucrul este evident, dar uitați-vă, vedeți, el slujește, însă slujește doar dintr-un sentiment de datorie, nu slujește cu iubire. În schimb, David slujește, dar slujește cu iubire. De dragul Domnului fac tot ceea ce fac. În momentul în care tu slujești cu iubire, ești motivat. Nu mai trebuie cineva să te tot îndemne, nu mai trebuie cineva să te tot încurajeze, cineva să te mustre, cineva să spună, hai mai dă și tu, hai implică-te și tu, hai mai spune cuiva despre Domnul, povestește cuiva o experiență frumoasă pe care ai avut-o, povestește cum ai avut o dependență și Dumnezeu te-a liberat, cum ai fost bolnav și Dumnezeu te-a vindecat. Amin. Nu ai nevoie ca cineva să tot tragă de tine. Când tu iubești pe Dumnezeu, tot ceea ce faci pentru Dumnezeu, fie în viața ta privată, fie în societate, fie în biserică, pe toate le faci cu motivație. Tu însuți ți-ai găsit motivația în iubirea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu te iubește, pentru că Dumnezeu este bun cu tine, pentru că Dumnezeu ți-a făcut data bine, tu ești motivat să slujești. Și încă ceva, slujirea aceasta este plină de pasiune. Știți care este marea diferență, frații mei, surorile mele, dragi prieteni, între un om care slujește doar dintr-un obicei, cineva care slujește doar să afle în treabă și unul care slujește cu adevărat Dumnezeu din toată inima? Omul acela care îl iubește pe Domnul pune suflet, omul acela arde pentru Dumnezeu. Slujirea fără iubire este un alt semn că te apropii spre o criză spirituală. Dacă în această seară când te uiți în viața ta, ne uităm în viața noastră, ne uităm la trăirea noastră, constatăm că slujim Domnul într-un fel sau altul, sau le slujim semnilor noștri, dar nu mai avem iubire de Dumnezeu. Facem totul, chiar dacă avem diferite acțiuni, dintr-un sentiment de datorie, dintr-o povară, privim totul ca pe o povară. Dom'le, e obligația mea, trebuie să fac, când place, când nu-mi place, trebuie să fac și opozitor și e terminat. Te rog să schimbi abordarea. Ceea ce faci, fă de dragul lui Iisus și îți vei găsi motivație și vei sluji cu pasiune. Al doilea semn că te îndrepți spre o criză spirituală este acela că slujești, dar nu mai iubești. Un alt lucru foarte important care semnalează apropierea omului de criză spirituală este acela că vrei socializare, dar nu și părtășie. Vrei socializare, dar nu și părtășie. Băiatul acesta zice, tată, mie nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Uită-te să vezi, băiatul acesta vrea socializare. Socializarea în sine nu este rea, dar este insuficientă. Ce înseamnă socializare? Vizibilitate. Dom'le, să ne vedem unii pe ceilalți. Cum suntem îmbrăcați, ce mașină conducem, unde mâncăm, la ce restaurant sau ce mâncare avem acasă, pe unde ne mai ducem în concediu. Să ne vedem unii pe ceilalți la biserică, să schimbăm două, trei impresii. De asemenea, discuții. Socializarea înseamnă discuții. Să discutăm cum îți merge, ce rețete de mâncare mai faci, cum îți merge mașina, unde mergi în concediu, cum te înțelegi cu nevasta, cum te înțelegi cu soacră. Mă, soacră mea e dificilă, data cum este? Soacră mea e bună. Diferite discuții și discuți cu unul, discuți cu altul, să vii la biserică nu ca să te întâlnești cu Dumnezeu, să vii la biserică nu ca să cânti, să te rogi, ci efectiv să întâlnești pe cineva, să vezi pe cineva, să fii văzut și să schimbi două, trei vorbe cu persoana respectivă. Asta este prea puțin. Oare ce anume face trecerea de la socializare la părtășie? Textul care ne poate ajuta să înțelegem acest adevăr și această realitate este Ioan capitolul 20. Spune Scriptura că în seara învierii, Iisus s-a arătat ucenicilor, dar nu era și Toma acolo de față. Toma era plecat. Când se întoarce Toma, ucenicii spun, Toma, a înviat Domnul cu adevărat. Noi l-am văzut și Toma zice, dacă nu-l văd eu, dacă nu-i văd semnul cuielor în pălmi, dacă nu-i pun mâna în coastă, dacă nu-i pun degetul în rând, eu n-am să cred. 8 zile mai târziu vine Iisus, ei sunt adunați la oaltă, au socializare, discută diferite lucruri și apare Iisus în fața lor și salută cu pace vouă. Și spune apoi direct, Toma,
A dus degetul încoace și pune-l în palma mea. Ia-ți mâna și pune-o în coasta mea. Uită-te să vezi, eu sunt. Nu fi necredincios, ci fi credincios. La care Toma zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. Este cea mai puternică mărturisire de credință din toată Scriptura. Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar uitați-vă să vedeți, se face transferul sau se face trecerea de la socializare la părtășie în momentul în care ucenicii se întâlnesc cu Iisus. Ca să fie mai mult decât socializare întâlnirile noastre de peste săptămână sau de duminica, de la adunare sau chiar și discuția aceasta să fie mai mult decât o simplă socializare, este nevoie de o întâlnire. Întâlnire cu cine? Întâlnire cu Iisus. Dacă nu te întâlnești cu Iisus, programul de la adunare, slujba de la adunare nu este nimic altceva decât o simplă socializare. Ne vedem unii pe ceilalți, ne îmbrăcăm frumos, nu ne îmbrăcăm frumos, discutăm unii cu ceilalți, bem o cafea împreună, ne încurajăm unii pe ceilalți, dar totul este doar o chestie socială, nimic mai mult, doar o chestiune de socializare. Însă în momentul în care noi înțelegem că în mijlocul nostru este Iisus, chiar și în aceste momente, prin discuția aceasta despre Domnul, Domnul este prezent cu noi la această discuție, această întâlnire cu Iisus, de fapt, te duce dintr-o zonă de socializare, într-o zonă de părtășie. În momentul în care ei se întâlnesc cu Iisus, totul se transformă într-o părtășie. Nu există părtășie doar între noi. Părtășia este atunci când noi ne întâlnim cu Iisus Hristos. Fie ori de câte ori te rogi, fie ori de câte ori citești Biblia, să-ți dorești să te întâlnești cu Iisus. Fie ori de câte ori vii la adunare, chiar că tu l-aduci pe Domnul cu tine la adunare, totuși spui, Doamne, eu vin la adunare și îmi doresc la părtășie, îmi doresc la rugăciune, îmi doresc la cântare, îmi doresc la mesaj, să te întâlnești cu mine, să-mi vorbesc, să mă cercetezi. Iubiții mei, e foarte important să înțelegem că părtășie înseamnă întâlnire. Nu doar întâlnire între noi, ci întâlnire cu Domnul Hristos. Apoi închinare. Nu există părtășie fără închinare. Ne închinăm lui Dumnezeu, cântăm, ne rugăm, dăruim. Totul este despre Hristos, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. În momentul în care tu vrei doar socializare, dar nu și părtășie, și vii la adunare doar ca să socializezi și doar ca să te întâlnești cu cineva, să-ți prezinți mașina, să-ți prezinți hainele, să-ți arăți talentul, ce talent extraordinar ai de a cânta, ce talent ai de a predica, ce talent ai de, nu știu, de a recita, de a te scoate pe tine în evidență, sau să discuți cu oamenii, să împărtășești diferite lucruri, să te simți bine cu ceilalți. Tu, de fapt, te apropii de o criză spirituală. Dacă ești într-o astfel de situație și vrei doar socializare, trebuie să faci un pas mai departe. Și în această seară să spui, Doamne, vreau ori de câte ori, ascult o emisiune ca și aceasta, vreau ori de câte ori vin la biserică, vreau ori de câte ori am contact cu spiritualitatea, eu să mă întâlnesc cu Tine, Doamne, și să mă închin Ție cu adevărat. Cum știi că te apropii de criză spirituală? În primul rând, ești de treabă, dar nu spiritual. Doi, slujești, dar nu mai iubești. Apoi, vrei socializare, dar nu și părtășești. Și în cel din urmă, greșești, dar nu te mai îndrepți. Greșești, dar nu te mai îndrepți. Băiatul acesta nu vrea să intre în casă. Băiatul acesta zice, tată, eu slujesc de atâția ani ca un rob. Nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, nici măcar nu zice fratele meu, când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat, i-a făcut petrecere și se încăpățânează și îl jignește pe tatălui. Și uitați-vă să vedeți, nici comportamentul nu se schimbă. Pentru că întotdeauna omul care greșește spune vorbe nepotrivite și are un comportament nepotrivit. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, un om care greșește, dar nu se mai îndreaptă, este un om care se apropie de o criză spirituală. Poate spune soția, poate spune soțul, poate spune tata sau mama, poate spune frații din biserică. Poate, uite, chiar acum, în timp ce discutăm și purtăm această discuție pe social media, Dumnezeu te cercetează, Dumnezeu îți vorbește. Și totuși, lași ca lucrurile să se întâmple pe mai departe așa în viața ta. Continui aceleași vicii, în aceleași păcate, în aceleași dependențe. Nu vrei să scapi de ele. Dragul meu, ăsta este un alt semn că te îndrepți spre o criză spirituală. Poate trăiești într-o relație imorală, poate îți înșeli soțul sau soția, poate ai probleme cu drogurile, poate ai probleme cu alcoolul, poate urăști pe cineva, poate ești invidios, poate nu poți să iubești, nu poți să ierți pe cineva din proximitatea ta, din familia ta, poate de la locul tău de muncă, poate din biserică, poate urăști pe cineva din tot sufletul tău, dragul meu. Dacă ai acest lucru în viața ta, în această zi, corectează-te, pocăiește-te de ele, îndreaptă-ți viața. Un alt semn că un om se apropie de prăpastie spirituală, de o criză spirituală, este faptul că el greșește, dar nu se mai îndreaptă. Continuă pe mai departe. Aceleași vorbe, același comportament. În Faptele Apostolilor, capitolul 9,
Ni se spune că Saul, devenit mai târziu apostolul Pavel, cu scrisori de recomandare de la marele preot, de la liderii evrei, s-a dus la Damasc ca să aresteze pe creștini și să-i persecute. Când se apropie de Damasc, dintr-o dată, o lumină puternică, ca și lumina soarelui, strălucește în jurul lui. El cade cu fața la pământ, ca mort, și aude un glas: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? El pune întrebarea: cine ești tu, Doamne? Și spune: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și după aceea spune: ce vrei să fac? Te rog, remarcă, Pavel își asumă faptele pe care le-a făcut. Saul își asumă faptele pe care le-a făcut. Nu zice: eu nu-i prigonesc pe creștini, eu nu te prigonesc pe tine, te prigonește atât pe tine cât și pe creștini marele preot, sinedriul evraic, nu. Pavel își asumă faptele lui. E foarte important când vrei să-ți îndrepți comportamentul în familie, în societate, în biserică, să-ți asumi: da, domnule, am greșit, am greșit, să nu mai dau vina, nu mai dau vina pe soție, nu mai dau vina pe soacră, nu mai dau vina pe soț, pe copii, nu mai dau vina pe șeful meu, nu mai dau vina pe frați, nu mai dau vina pe alții, e problema mea, eu am greșit. Din cauza faptului că n-am vegheat, uite, s-a ajuns unde s-a ajuns. Din cauza lipsei de rugăciune, de post, de frecventarea bisericii, sunt așa cum sunt. Nu sunt alții de vină. Nu e corect înainte Dumnezeu să spune: auzi, diavolul e de vină pentru toate ciclurile noastre spirituale. Nu știu, Dumnezeu că nu ne-a ocrotit, că ne-a lăsat în voia satanei, sau știu eu, ne-a lăsat în voia minții noastre blestemate. Ceilalți sunt de vină. Nu, până nu-ți asumi greșelile, până nu-ți asumi faptele, vorbele, nu poți să le depășești, nu te poți schimba. Seara aceasta, dacă ești într-o criză spirituală, te apropii de o criză spirituală, începe să-ți asumi: dar eu sunt de vină pentru ce am făcut, eu sunt de vină pentru vorbele mele, eu sunt de vină pentru faptele mele, și apoi e nevoie de schimbare. Când un om greșește și vrea să se îndrepte, pentru că îl cercetează Duhul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi vorbește, omul acela începe schimbarea. El începe să se schimbe. Nu mai înjură, nu mai bea, nu mai fumează, nu-și mai bate nevasta, nu-și mai înșală șeful, se poartă frumos cu angajații lui, le vorbește frumos altora pe care înainte îi jignea, îi bârfea, acum îi vorbește de bine. Omul acela începe schimbarea. Nu se ruga până acum, dar acum începe să se roage, citește Biblia, vine la adunare, e serios cu Dumnezeu, începe schimbarea. Nu mai strigă la copii, nu-i mai drăcuiește, nu-i mai înjură, nu-i mai bleastă, ci le vorbește frumos. Nu se mai enervează în trafic. Dacă cineva pune o frână brusc în fața lui, zice: Dumnezeu să-l binecuvânteze. Dintr-o dată, omul acesta își asumă greșelile și apoi începe schimbarea. Iubiții mei ascultători, e foarte important să ne cercetăm pe noi înșine. Pavel spunea la un moment dat: pe voi înși vă încercați-vă, cercetați-vă dacă sunteți în credință. În această seară vă propun, fiecare dintre voi, să vă cercetați pe voi înșivă, să vă cercetați pe voi însevă și să vedeți dacă sunteți bine cu Dumnezeu. Cum știi, cum știm că ne apropiem de o criză spirituală? Sunt câteva semnalmente care arată că ne apropiem de o criză spirituală. Am devenit oameni de treabă, dar nu mai suntem spirituale. Exact ca și băiatul rămas acasă, e un băiat de treabă, responsabil, este moral, dar nu este spiritual, pentru că nu este preocupat de relația cu Dumnezeu și nici nu are practici religioase, practici spirituale, practici care să-l apropie de Dumnezeu. Apoi, băiatul acesta slujește, dar nu mai iubește. El slujește și este foarte activ. Și totul face dintr-un simț al datoriei. Nu o face de dragul tatălui, nu o face de dragul Dumnezeu, ci dintr-un simț de datorie. Trebuie, Domnule, să o fac, muncesc ca un rob, nimic mai mult. Noi suntem chemați să iubim. Și când îl iubești pe Dumnezeu, ai motivație pentru slujire și ceea ce faci, faci cu pasiune. Un alt semn că te apropii de o criză spirituală este acela că vrei socializare, dar nu și părtășie. Vrei să fii văzut, vrei să-i vezi pe alții, la adunare, pe social media. Discuțiile noastre sunt despre chestiuni obișnuite, pământești, dar nu ești preocupat de spiritualitate. Când vii la adunare, nu ești preocupat de întâlnirea cu Dumnezeu, nu ești preocupat să te închini, vrei doar socializare, să-ți arăți hainele, să-ți vezi ce mașină conduc alții, ce haine mai poartă ceilalți, ce mai fac, pe unde mai petrec, vrei socializare, pierzi factorul spiritual. Spiritualitate înseamnă și părtășie, înseamnă întâlnire, înseamnă închinare. Și în cel din urmă, un alt semn care ne arată că ne apropiem de o prăpastie spirituală este acela că greșim, dar nu ne mai îndreptăm. Adică vorbele noastre nu sunt bune, comportamentul nostru lasă de dorit,
dar nu ne corectăm. Mergem așa mai departe în același comportament, în aceleași vorbe. Dar când ne cercetează Duhul lui Dumnezeu și vrem să ne îndreptăm, asta înseamnă că ne asumăm greșelile. Nu mai dăm vina pe nimeni, sunt greșelile noastre, le asumăm și începem procesul schimbării. Devenim oameni după inima lui Dumnezeu, venim la adunare, ne rugăm, ne luptăm cu ispitele noastre, ne luptăm cu slăbiciunile noastre, ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple de putere, devenim soți mai buni, tați mai buni, deveniți mame mai bune, soții mai bune, ne dăm toată silința să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dacă vreun dintre noi este într-o criză spirituală, Dumnezeu să-l cerceteze. Spune și tu ca și profetul Mica, chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Solomon spune în cartea Proverbele, cel neprihănit, cel cu frică de Dumnezeu, de 7 ori cade și se ridică. Dacă te simți căzut, trântit la pământ, din punct de vedere spiritual, moral, ridică-te în această seară. Domnul are pentru tine un plan fantastic, are pentru tine o viață frumoasă. Dumnezeu este gata să rescrie povestea vieții tale, Dumnezeu este gata să-ți dea o viață extraordinară. Experiențe noi cu Dumnezeu, experiențe noi în viața de familie, nu te resemna, nu te da bătut, ci ridică-te și Dumnezeu va face cu tine lucruri mari. Dar trebuie să-ți dorești în această seară să te ridici. Să te ridici din starea ta. Poate nu ești căzut spiritual, dar ai început să fii rece spiritual, ai început să te răcești spiritual, ai început să te delași puțin spiritual, ai început să nu mai simți pe Dumnezeu, să nu mai ai parte de bucuria mântuirii, să nu te mai simți atins de Dumnezeu de multă vreme. Și pentru tine tot ce înseamnă spiritualitate, tot ce înseamnă biserică, au devenit deja chestiuni periferice ale vieții tale, prea puțin importante. Dragul meu, în această seară oprește-te din îndepărtarea ta de Domnul și spune, Doamne, această seară, până nu alunec spiritual mai tare, până nu cad mai tare, până nu fac greșeli mai mari, vreau în această seară să mă îndrept cu privirea spre tine, vreau să-mi îndrept ochii spre tine. Spunea regele David în cartea psalmilor, când îți întorci privirea spre el, te luminezi de bucurie și nu se umple față de rușine. Vândem pe toți, dragi ascultători, împreună cu mine, cu fratele Adrian, în această seară, în aceste clipe, în aceste momente, să ne îndreptăm cu toții privirea spre Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Mă uitam în seara aceasta la întrebări. Dacă aveți întrebări, de fapt, dacă aveți întrebări, vă rugăm să le scrieți în chat. Am să le citesc fratelui păstor, dacă sunt așa, se poate, frate păstor? Sigur că da. Dacă sunt întrebări de la frați, surori, prieteni, poate să ne întrebe și noi vom, adică fratele păstor va răspunde la aceste întrebări. Mă gândeam în seara aceasta la faptul, la unul din lucrurile, de ce foarte mulți, așa văd așa, în poporul lui Dumnezeu, în ultima perioadă, par cu o delăsare și cel puțin, cred că nu mi se pare, este așa o delăsare, parcă nu mai contează sau nu știu cum să mă exprim. Ce determină lucrul acesta, frate Dan? Cred că îndepărtarea de Dumnezeu, cred că asta este marea problemă. Ne-am pierdut prezența Domnului, ne-am pierdut părtășia cu Dumnezeu. Și cred că noi avem probleme foarte mari cu bunăstarea. De-a lungul vremurilor, dacă ne uităm cu atenție și în viața înaintașilor noștri, vom vedea că atunci când oamenii au dus o bine financiară, parcă bunăstarea le-au furat credința. Foarte greu a coexistat bunăstarea și credința. Oamenii parcă îl caută pe Dumnezeu mai mult când au probleme de sănătate, când au anumite poveri financiare, probleme financiare. Faptul că avem bunăstare materială, cred că asta ne-o cam îndepărtat de Dumnezeu. Ne-am pierdut părtășia cu Dumnezeu și bunăstarea. Ăștia sunt cei doi factori pe care eu îi văd responsabili pentru situația actuală a celor mai mulți creștini. Bunăstarea, nu știm să gestionăm bunăstarea. Bunăstarea, în loc să ne apropie Dumnezeu, ne îndepărtează Dumnezeu. Avem tot felul de oportunități și ne ducem pe oportunitățile acestea neglijându-L pe Dumnezeu și ne pierdem părtășia cu Dumnezeu. Faptul că nu mai avem părtășie cu Domnul. Ne avem părtășie cu Domnul acasă, nu mai avem părtășie cu Domnul la biserică și ne face să nu mai venim la biserică. Acestea ar fi cele două motive din punctul meu de vedere pentru situația și starea pe care o regăsim astăzi în biserică.
Este o întrebare adresată, știu că ai mai vorbit, aici mi se spune cele mai dureroase lovituri sunt de la cei apropiați, frați, nu cumva și fiul risipitor a plecat din casă din cauza fratelui. Aici ai adus câteva răspunsuri la întrebarea aceasta. Există posibilitatea ca relația lor să fi fost o relație stricată. Atitudinea fratelui mai mare este o atitudine nepotrivită, este o atitudine de respingere, de acuzare. Și de fapt Domnul spune această întâmplare în contextul în care veneau la Hristos unii păcătoși, vameși, femei de moravuri ușoare, oamenii decăzuți ai societății ebraice, și când veneau aceștia la Dumnezeu, la Hristos, ca să fie iertați și să fie reabilitați, farisei, cărturarii, elita spirituală a lui Israel se supăra foarte tare și nu înțelegea cum Iisus îi acceptă pe astfel de oameni pentru că sunt foarte decăzuți. Și atunci, ăsta este contextul în care Domnul spune întâmplarea adusă în discuție. Da, există posibilitatea că atitudinea fratelui mai mare să-l fi ajutat să-și facă geanta să plece mai repede, în mod sigur. Pentru că se pare că n-au avut o relație frumoasă și contextul în care spune Domnul întâmplarea, aceasta este chiar ăsta. Domnule, farisei, cărturari, uite, nu-i acceptă pe cei ce au căzut în păcate și aveau o viață dezordonată înainte. Și s-ar putea și noi, frate Adrian și cei care ne ascultați, s-ar putea și noi uneori, care ne socotim mai spiritual, mai legați de biserică, prin atitudinea noastră de respingere a celor care poate trăiesc în aminte păcate, cred că noi trebuie, într-o vreme ca și aceasta, ar trebui să facem distinție între om și păcatul omului. Cred că nu trebuie să respingi omul. Cred că trebuie să accepți omul așa cum este, să te rogi pentru el, să-l cauți, să-l reabilitezi, să-l câștigi. Domnul ne spune în cartea Apostolului Iacov, fratele Domnului Hristos este Apostolul Iacov, ne spune pe unii să căutăm să-i mântuim și din foc, smulgându-i din foc. Da? Nu e ok să zicem, bă, ăsta este, nu știu, un imoral, lăsăm în păcatele lui să-l mânce iadul. Ăsta este un drogat, ăsta este, nu știu, poate cu alte orientări, lăsăm să-l mănânce iadul. Nu, nu cred că e corect abordarea aceasta. Cred că este corect să spunem și pentru omul acesta a murit Hristos, și omul acesta are șansa iertării și omul acesta poate să-și recâștige viața, poate să fie reabilitat, Dumnezeu îi poate da un viitor, o nădejde. Noi trebuie să condamnăm păcatul din viața omului. Vă aduceți aminte de întâlnirea lui Iisus cu femeia prinsă chiar când săvârșea prea curvia? Oamenii din cetate, cărturarii, fariseii, luaseră o piatră să-l omoare. Hristos zice, cine nu are păcat, să arunce cel din tâi cu piatră în ea. Niciunul nu s-a simțit confortabil, toți s-au simțit mustrați de păcatele lor, de conștiința lor, pentru păcatele săvârșite, au lăsat piatra și au plecat. Rămâne Hristos cu femeia. Hristos nu aruncă cu piatra în ea, dar îi spune în felul următor, nici eu nu te osândesc, însă du-te și nu mai păcătui. Iată, Hristos face ceva fantastic. Acceptă femeia aceasta, dar nu o respinge, nu o trimite în iad, o acceptă, vrea să o câștige pentru Dumnezeu, dar în același timp o condamnă, îi condamnă păcatul și zice, auzi, ceea ce ai făcut tu este greșit, du-te și nu mai păcătui. Cred că trebuie să ne schimbăm puțin optica și să nu mai fim ca și fratele mai mare, noi care zicem despre noi că suntem cum se cade, că suntem la locul nostru, că suntem cu frică de Domnul, nu știu, să-i prea condamnăm pe oameni. Cred că ar trebui să fim oameni aceia care să câștigăm oameni pentru Dumnezeu, să-i încurajăm, să fim la biserică, bă, dar o înjurat, dar o băut, dar s-o drogat, dar o trăit în imoralitate, dar nu știu mai câte. Bun, ce facem cu el? Îl trimitem în iad? Nu, cred că soluția este să-l invităm la biserică, să-l chemăm la adunare, chiar dacă spunem ceea ce tu ai făcut sau ceea ce tu faci nu este corect. Pentru că altfel suntem ca fratele mai mare. Mai este o întrebare aici, frate Dan, ne întreabă cineva, ce putem face ca să rezistăm loviturilor din partea unor frați? Ce putem face? Să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și să ne înconjurăm cu oameni cu frică de Domnul. Cred că asta e soluția. Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu cât ne rugăm mai mult, cu cât vom citi mai mult Biblia, vom primi mai multă putere spirituală. Și mai fi convins de un lucru, poate într-o vreme ca și aceasta ești vorbit de rău, poate ești jignit, poate ești apostrofat, poate ești împroșcat cu noroi, te lovesc poate chiar frații tăi din familie sau din biserică sau prietenii buni de la serviciu, colegii de serviciu, de la facultate, de la școală, vecinii. Fii convins de un lucru, că atunci când suferi pe nedrept, Dumnezeu vede lucrul acesta și Dumnezeu îți va răsplăti.
Există în teologie, se numește teoria compensației sau teologia compensației, care spune felul următor. Atunci când cineva îți face un rău, când cineva te nedreptățește, când cineva te păgubește, Dumnezeu, în suveranitatea Lui și în iubirea Lui, va avea grijă să se revanșeze față de tine. Asta nu înseamnă că dacă cineva îți face rău, Domnul îi sparge roțile la mașină, nu înseamnă că Dumnezeu gripează motorul, nu înseamnă că Dumnezeu neapărat îi dă o pagubă financiară. Dar înseamnă că dacă cineva ți-a făcut ție un rău, Dumnezeu, la momentul potrivit, numai El știe cum, așa va lucra Dumnezeu să-ți compenseze paguba pe care ți-a făcut-o altul, dându-ți o binecuvântare. Poate fi o binecuvântare spirituală, poate fi o binecuvântare materială, dar există o teorie a compensației. Uitați, vedeți, în Scriptură, teoria aceasta are suport. Și atunci când cineva te nedreptăsește, te vorbește de rău, te jignește, îți face rău, lasă-l în mâna lui Dumnezeu, poartă-te frumos cu el, roagă-te pentru el și Dumnezeu îl va schimba, Dumnezeu îl va cerceta. Și fii convins că pentru tot ceea ce îți face neplăcut, Dumnezeu într-o zi te va recompensa. Nu ceva de genul Dumnezeu îl va pedepsi pe el, pentru că și pe ei iubește Dumnezeu ca pe noi. Dacă ai 2-3 copii, se bat între ei, nu înseamnă că pe ăla care a început bătaia, știu eu, îl prăpădești, îl trimiți la plimbare, îl dai afară din casă că a început. Nu. Și pe ăla încerc să-l corectez, dar așa e și Domnul cu ăștia mai bătăuși, bătăușii lui spiritual. Și pe ăștia Domnul iubește, sunt tot pruncii lui și vrea Domnul să-i câștige. Și atunci Domnul, ca să ne facă și nouă bine, ne dă compensații pe de altă parte. Știi ce spune Pavel? Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați pe planul lui. Așa că dacă treci prin astfel de situații, roagă-te pentru oamenii aceia. Rogă-te să-ți dea Dumnezeu putere, stai aproape de Domnul și crede din toată inima că Dumnezeu, dacă tu rămâi cu frică de El și te porți cum trebuie, te porți frumos, Dumnezeu te va răsplăti. Dumnezeu îți va răsplăti și aici și dincolo în veșnicie. Amin. Amin. Încă mă uitam la ce a mai scris. Scria cineva, cred că vine un nor negru. Aici se repetă, care vine peste Biserica Domnului, se întâmplă lucruri de care nu avem cuvinte. Ne sperăm, uite, eu mă gândesc, frate Dan, la 2020. În decembrie m-am apucat să fac studioul acesta, neștiind, aveam așa un foc în inimă să slujesc pe Dumnezeu cu ce știam și eu. Adică nu știu dacă știam, încercam să fac ceva. Și la un moment dat, după timpul acesta, am început de o lună, o lună și ceva, la început nici nu mă afișam, era rușine să mă și afișez. Vorbeam doar așa, la un microfon, încercam să mă ascund. Apoi am început, mulți spuneau că am înnebunit din cei care mă cunoșteau. Cu timpul nu mi-a mai păsat și am avut mai mult curaj. Parcă a devenit așa o nepăsare față de cei care vorbeau, că nu mă mai interesa. Dar la un moment dat a venit pandemia, aici vreau să ajung, a venit pandemia și atunci a luat forță, ca să zic așa, cuvântul lui Dumnezeu în rândul oamenilor. Parcă oamenii au început să sensibilizeze cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă stau să mă uit acum, cum era în 2020 și cum e acum, prăpastea imensă. Atunci oamenii erau concediați, dați afară, probleme, o grămadă de probleme, dar oamenii, chiar dacă erau în situația aceea, mi-aduc aminte că am făcut o strângere pentru copii, s-au trimis cadouri aici în județul Timiș la mulți copii atunci. Oamenii își făceau partea, nici măcar nu insistai. Veneau, făceau în cutiuța de pantofi, trimiteau cadouri din țară, din Germania, de prin Franța au venit și erau, făceau oamenii fel și fel de gesturi care efectiv mă impresioneau pe mine care eram în studioul ăsta mic. Acum văd așa o nepăsare, parcă nu mai interesează, nu te mai caută nimeni, nu te sună nimeni, nu interesează pe nimeni de nimeni. Se vede că
există o răceală foarte mare în Biserica lui Dumnezeu și chiar dacă am început subiectul acesta, m-am gândit care nu noi pe noi singuri poate ne conducem în criza asta spirituală, fiind faptul că nici măcar nu ne mai căutăm. 100%. Și se adâncește criza aceasta pe măsură ce ne îndepărtăm tot mai mulți unii de ceilalți. Probabil că toți ne-am uitat la anumite emisiuni cu animale sălbatice, știm că atunci când lupii, de exemplu, sau leii vor să vâneze un animal de pradă, întotdeauna încearcă să-l izoleze de turmă. Pentru că atunci când ești izolat, ești mai vulnerabil, ești mai ușor de atacat. Diavolul face exact același lucru, încearcă să ne izoleze pe noi de ceilalți, pentru că atunci ne face mai vulnerabili și suntem mai vulnerabili. Câtă vreme ne mai încurajăm unii pe ceilalți, ne mai sunăm, ne mai căutăm, ne putem ajuta unii pe ceilalți, ne putem încuraja, ne putem sfătui, ne putem ridica. Dar în momentul în care rupe relația dintre noi, suntem o pradă sigură pentru diavol. Dar cred că la ora actuală, o metodă pe care o folosește diavolul ca să ne răcească spiritual este să ne îndepărteze până de ceilalți. Și a început, ciudat, a început cu pandemia. Pandemia, de fapt, ne-a făcut să ne îndepărtăm fizic unii de ceilalți, dar parcă cu sufletul eram mai legați unii de ceilalți, eram mai apropiați. Pentru că cu pandemia ne-am apropiat din nou fizic unii de ceilalți, dar parcă distanța emoțională este tot mai mare a unora față de ceilalți. Cred că ar trebui să reîncălzim relațiile dintre noi, cred că ar trebui să ne sunăm din nou unii pe ceilalți, cred că ar trebui să frecventăm biserica cu mai multă seriozitate, cu mai multă conștiinciozitate, cu mai multă dedicare, să fim nelipsiți de la adunare. Cred că ar trebui mai mult să fim o binecuvântare pentru ceilalți. Cred că de la noi pornește schimbarea, adică Duhul Dumnezeu tot timpul lucrează, Duhul Dumnezeu totdeauna este... Da, scuză-mă, frate, uite, mai face cineva, nu vreau să mai lungim foarte mult. Mă mai întreabă cineva aici, a spus că fratele mai mare ar reproșa tatălui că el nu a primit niciun miel pentru el și prietenii lui îl marchează, practic, treaba asta. Ziceți, credeți că sunt grupuri de prieteni în biserică mai presus de legătura de frate? Oare nu și acesta este începutul căderii? Adică faptul că pune mai mare preț pe prieteni decât pe frații din adunare? Cred că sunt grupuri de prieteni în biserică, grupulețele acelea care... A! Așa. Da, grupulețele acelea mai presus de legătura dintre frate și frate. Adică grupulețele acestea... Ca vulpile acelea. Grupulețele în biserică nu sunt bune, părerea mea. Dar fiecare dintre noi avem anumite afinități, ne simțim mai bine cu unul sau cu altul, sau cu una sau cu alta, avem anumite preferințe relaționale, dar în biserică nu este în regulă să fim grupuri și grupulețe. Adică noi ăștia, nu știu, noi suntem cu muzica populară, noi suntem cu muzica de worship, noi suntem, nu știu, cu predicele mai strigate, nu, noi suntem cu predicele mai liniștite. Noi suntem ăștia mai cu bani, noi suntem ăștia mai săraci, noi suntem ăștia mai tineri, noi suntem ăștia mai bogați, noi suntem ăștia mai în vârstă. Cred că în biserică ar trebui să ne înțelegem toți bine. Păi sunt și cu paharul, poate, eu știu. Cu paharul, da, erau la un moment dat cu paharul, cu păhărelele. Cu păhărelele. Da, 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 la cina Domnului. Cred că atunci când venim la biserică, noi ar trebui să trecem dincolo de afinitățile noastre. Cred că ar trebui să vorbim și cu alții care nu vorbim de obicei. O greșeală pe care o văd aproape la toate bisericile e faptul că atunci când vine cineva la biserică, stă de vorbă doar cu acei oameni care le sunt mai apropiați, fie că sunt rudenii, fie că sunt acei amici din grupurile lor restrânse. Da? Ceea ce nu e ok. La biserică când vii, ar trebui să vorbești cu toți. De asemenea, nu știu, la serviciu să fii prietenos cu toți, să vorbești cu vecinii tăi, să schimbi două, trei vorbe. Nu ar trebui în biserică fiecare cu cerculețul lui, fiecare cu amicii lui, fiecare cu prietenii lui. Noi ar trebui când venim la adunare să vorbim toți cu toți și să ne încurajăm, să ne cunoaștem unii pe ceilalți, să vedem pentru ce am putea să ne rugăm, cum am putea să ne fim de folos. Grupulețele sunt foarte problematice, nu sunt bune în biserică. Cu acestea, frate Dan, cred că ne-am apreat și de încheiere. Vreau să înălțăm o rugăciune pentru cei care sunt împreună cu noi, rămași, și să
Ne rugăm pentru sănătate, pentru tot ce au frații nevoie, ce spune Dumnezeu pe inimă, aceea să fie în rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru momentele acestea de discuție, de părtășie. Mă rog pentru fratele Adrian, te rog să-l binecuvântezi. Mă rog să-i binecuvântezi familia. Mă rog pentru frați, pentru surori, mă rog pentru prietenii care au fost împreună cu noi. Mă rog pe toți să ne binecuvântezi. Doamne, mă rog să ne dai sănătate, mă rog să ne dai pace, mă rog să ne dai binecuvântarea Ta. Doamne, mă rog fiecare dintre noi să ne Te descoperi într-un mod puternic. Dacă este cineva dintre noi care a căzut spiritual, te rog în această seară să-l ridici. Dacă este cineva care a slăbit spiritual, te rog în această seară să-l întărești. Dacă este cineva, Doamne, care Amin. Are experiențe frumoase cu Tine, te rog să dea experiențe frumoase și pe mai departe. Amin. Mă rog în mod special pentru cei care se apropie, Doamne, de o situație de criză spirituală. Mă rog pentru cei care sunt de treabă, dar nu mai sunt spirituali. Mă rog, Doamne, pentru cei care slujesc, dar nu mai iubesc. Mă rog, Doamne, Amin. Pentru cei ce vor socializare, dar nu mai vor și părtășii. Mă rog, Doamne, pentru cei care greșesc, dar nu se mai îndreaptă. Mă rog în această seară, Amin. Mă rog în aceste clipe să-i cerceteze într-un mod deosebit. Ajută-le, Doamne, să-și vină în fire și ajută-le, Doamne, să se poată apropia de Tine. Fie seara aceasta, o seară pentru fiecare dintre noi în care să ne reconsiderăm, Doamne, relația cu Tine. Amin. Fie seara aceasta, o seară în care să vedem faptul că, într-adevăr, avem probleme spirituale, că avem anumite slăbiciuni spirituale și în seara aceasta, chiar în aceste clipe, chiar în aceste momente, Amin. Să punem capăt, Doamne, slăbiciunilor noastre, păcatelor noastre și în aceste clipe, în aceste momente, să primim un nou început cu Tine. Doamne, mă rog pentru toți cei ce sunt prezenți, mă rog pentru toți cei ce ascultă momentele acestea de discuție, chiar și asistă la această rugăciune. Mă rog tuturor, Doamne, să ne dai Tu un nou început cu Tine. Mă rog să las sângele Tău să ne spele de păcatele noastre, Duhul Tău cel Sfânt să ne schimbe starea inimii. Mă rog, Doamne, dă-ne un nou început cu Tine, dă-ne o viață nouă și ajută-ne să avem parte de experiențe noi cu Tine, să avem parte de o trăire frumoasă înaintea Ta. Mă rog pentru cei ce sunt bolnavi, mă rog pentru cei ce sunt îngrijorați, mă rog pentru cei ce sunt frământați sau depresivi. Chiar în aceste clipe, chiar în aceste momente, te rog, Doamne, să Te atingi de ei cu vindecare, Amin. Cu încurajare, cu pace, cu bucurie. Mă rog, Doamne, pe fiecare dintre noi să ne binecuvânteze. Dacă sunt anumite persoane care se simt singure, mă rog în această seară să le cercetezi. Mâna Ta cea bună și sfântă să fie peste ele. Mă rog, Amin. Doamne, să ne dai o seară binecuvântată și mă rog să ne ajuți tuturor ca mâine să mergem la adunare, să venim în casa Ta de rugăciune. Doamne, rămâi cu noi și în toate ajută-ne să facem voia Ta. Amin. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu, frate Dan, pentru seara aceasta, pentru că uite câți frați, surori s-au rugat împreună în timpul acesta. A fost o seară într-adevăr de cercetare, chiar pentru noi toți. Faptul că ne cercetăm este un lucru bun și cred că acolo poate într-un lucru, fiecare dintre noi poate a mai scăpat, dar este bine să ne cercetăm pentru că ne repunem pe axă, cum se spune, și să rămânem pe dreptarul lui Dumnezeu. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți care ați fost împreună cu noi. Vă mulțumim în seara aceasta că ați rămas cu noi împreună în sâmbătă aceasta. Așa cum v-am anunțat, în fiecare sâmbătă de săptămâna trecută deja vom fi prezenți împreună cu fratele păstor din Oradea, fratele păstor Dan Lucaci de la Biserica Învierea Oradea. Frate Dan, un salut celor care ne-au urmărit și vom încheia această transmisiune. Dumnezeu să vă binecuvânteze, m-am bucurat să fim împreună și haideți cu toții să căutăm tot mai mult pe Domnul și să ne bucurăm de viața frumoasă pe care El ne-a dăruit-o. Amin. Vă spunem ca Domnul Iisus să vă binecuvinteze în seara aceasta. Vă doresc noapte bună tuturor de aici din studio Radio Psalm și Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Multă pace tuturor!